Cerească, care s-o coborât cu sunul și unealta de scris, și strigarea care să face din penălțime către tine poporule, este că într-o vreme ca asta să caută mijlocitori, să cată oameni care să stea în spărtură, elibera parta la gloria vermenitul salicant, care să se desprindă de iureșul și de alergarea nebună de pe pământ și să se închine înaintea mea cu dăruire, ca să fie luați în primire de Duhul Harului și să li se teie suveica cu firul ales, elibera parto smenia racubera sal, ca să lucreze într-o vreme ca asta și să stropiască cu lacrimi, zice Domnul, eliberatus smenia racubera fie, că iată elicabera porât menavie, în anul acesta bătălia să va duce pe trei laturi cu privire la tine, poporule, clarasma comena vihemen, un duh de nemulțumire va semăna neînțelegere și vrajbă între soț și soție, între copii și părinți, eglados fie la farmen, un duh de nebunie care lucrează prin stricăciune, va încerca și va lupta cu toată puterea, cu partea tânără, ca să-i culce, să-i zdrobească, să-i smulgă și să-i măture, elibera partore comina fi de la farmen, și un duh de vrășmășie să va lupta cu slujitorii, clarase liberatus nadia fie. De aceea înțelegeți strigarea care vi se face, că dacă se vor găsi inimi care astăzi vor iscăli predare în slujba mișlocirii, am să trimit o iacu de îndurare, să te înconjoare pe dinainte și pe dinapoi, poporule. Da, și-am să lătur toiacile străine de răutate care cată să vă împartă. Eliberatus navia fie, despre cei care să vor dărui ca mișlocitori, fac legământ de pace cu ei. Da, și-amin, zice Domnul, cam să-i îmbrac cu veșmântul liniștii dumnezeiești. Da, și-amin, cam să cobor picurul din favorul dumnezeiesc și-am să le un capul cu un de lemn în toată vremea. Eliberat Arabis Navie! Claradosia vermenitus Navia Rapol, scutură poporule țărâna de pe tine și vino și pleacă de sub măsurătoarea dumnezeiască și pleacă-ți chemarea care ți se face, că înspre binele și zătirea voastră, zice Domnul, amin, amin.